Salut! Bine ați venit pe canalul Lumea sub lupă! Astăzi explicăm originea și semnificația unora dintre cele mai întrebuințate cuvinte în limbajul de zi cu zi. Este vorba de fraier, șmecher, gagiu, mișto, nasol și nașpa. Nu le învățăm la școală, ba chiar ne sunt interzise de către profesori și părinți, dar se pare că tocmai acest lucru le face mai interesante. Fraier. Când spunem despre cineva că este prost, că poate fi păcălit sau tras pe sfoară, folosim cuvântul fraier. Este un termen jignitor. Lingviștii sunt de părere că fraier vine din limba germană, unde înseamnă pețitor sau logodnic, adică bărbatul care vine să ceară mâna viitoarei soții. Având în vedere că nu întotdeauna cererile în căsătorie se și concretizau așa cum era plănuit, acești fraieri picau uneori în plasă, adică ori rămâneau cu mâna goală, ori căsătoria se dovedea un eșec. Se presupune că termenul depreciativ de fraier a fost folosit mai ales în Transilvania, apoi s-a răspândit și în restul României. Șmecher. Și acest cuvânt se pare că provine din limba germană, mai exact de la comercianții sași din Sibiu. Acum câteva sute de ani, aceștia treceau munții și mergeau în Oltenia să cumpere vin. Din cauza că la început se întâmpla să fie îmbătați și apoi păcăliți să cumpere vin mai prost la preț mare, sașii au hotărât să aducă și o persoană specializată la degustat vinul. Oltenii n-au fost încântați de strategie, dar n-au avut încotro și au zis acelei persoane șmecher pentru că nu putea fi trasă pe sfoară. În germană șmecher înseamnă bun la gust și probabil asta spunea însoțitorul sașilor despre vinul de calitate, dar oltenii au înțeles cu aproximație și de aici a rezultat un cuvânt foarte popular în limba română, pe care îl folosim când ne referim la ceva foarte bun, deosebit, special, ieșit din comun în sens pozitiv. Gagiu. Deși unii români se declară împotriva țiganilor, ei le-au preluat părți din limbă fără să-și dea seama. Acesta este și cazul cuvântului gagiu, care pentru noi înseamnă mai ales iubit sau tip, individ. În limba țigănească este gagio, gagi, și înseamnă om. Unii cercetători spun că și țiganii ar fi preluat cuvântul de la alții, cel mai probabil de la turci, unde are forma agagic, domnișor. Mișto. Când vezi ceva frumos, plăcut sau uimitor, ești tentat să spui mișto. Cuvântul a intrat de mult în limba română și e folosit deopotrivă de tineri și bătrâni. Se pare că provine tot din limba țigănească și are aceleași sensuri. În schimb, expresia a lua la mișto are o conotație negativă, înseamnă a-ți bate joc. Nasol. Și nasol vine cel mai probabil din limba țigănească. Sunt de fapt două cuvinte care ar putea fi la origine. Nasvalo, bolnav, sau nasul, rău, meschin. În limba română, când spunem despre cineva sau ceva că este nasol, înseamnă că e prost, rău, ori de slabă calitate. Nașpa. Am auzit acest cuvânt prima dată în clasa noua, la profesoarea de română și nu am știut ce înseamnă. Nici nu ne-a explicat, pentru că bănuia că știm toți semnificația, precizând că poate și ea să vorbească precum noi adolescenții. Mai târziu am aflat că este un cuvânt de origine țigănească ce denotă lucruri rele, urâte, nesuferite. Se pare că a intrat mai recent în limba română, după nasol. Poate așa se explică și de ce nu știam eu la 15 ani. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să vă abonați pentru a fi la curent de fiecare dată când public un material nou. Să aveți o zi frumoasă!